Ceața asta, nene, este singurul, să zic așa, fenomen meteo care cred că încă nu este controlat, care mie îmi indisplace. Deci este singurul fenomen care nu-mi convine. De ce? Pentru că îmi cere mult mai multă atenție, mă solicită foarte mult. De ce? Pentru că nu vezi. Asta e singura chestie, știi? Când plouă, când ninge, când e viscol, bate vântul, nu-i problemă. Dar ceața asta nu-mi place neam. Și dimineață a fost o ceață foarte, foarte deasă, să zic așa, știi? Scania. Scania. Crelot. Parfumat. Hop, hop, hop. Haide, îndreaptă drumul. Nu știu ce curs o să am săptămâna asta. Ideea este că aș mai vrea să merg pe acolo, pe la București. Că mi-a plăcut, sincer să-ți spun. N-o mare atenție, Vasile. Bă, dar ce faine-s Volvo-urile astea, așa-mi plac. Nu, serios. Mă duc să mai încarc o tură și mă duc până la Gerlason. Și după aia să vedem ce a mai fi. Aici, la Vâlcica. Nu mai încetuți cu atenție, vă rog. Fii atent la trecerea asta de pietoni. Este o trecere aici de pietoni. Și am venit într-o dimineață, cred că săptămâna trecută. Uite, exact aici, știi? Mai... Condusul pe timp de noapte. Ideea care este, după cum bine observi, este noapte, m-am gândit că ai văzut asta. Asta vreau să spun. După cum bine observi, sunt exact pe centrul drumului, unde în mod normal nu ar trebui să fiu. Probabil te întrebi de ce merg haotic. Nu, nu este un mers, un condus haotic. Este un condus destul de controlat, dacă vrei. Să-ți explic de ce merg aici pe mijlocul drumului. Pentru că sunt în câmp. Da, e doar câmp. Și pe sectorul ăsta de drum sunt foarte multe animale sălbatice. Ideea este că, știu, probabil că la 2-3 km vezi un iepure, vulpi, vulpi foarte multe am văzut. Merg spre Sân Nicolau Mare, doar ce am coborât acolo la Orțișoara. Și trebuie să fiu destul de atent, nici nu pot să merg tare, nu pentru că drumul nu îmi conferă chestia asta, dar am sticlă pe mașină, este noapte și după cum bine am spus, sunt foarte multe animale din astea sălbatice pe aici și trebuie avut foarte mare grijă. Hop. De ce? Pentru că nu vreau nici să dau peste ele, nici să-mi îndoi ceva pe la mașină. Uite și o groapă. Opa, hop. Și de asta aleg să merg pe centru, pentru că dacă apare din dreapta și mă ia prin surprindere, am timp să evit. Dacă apare din stânga, la fel, după că îți urmărești destul de mult timp canalul. A intrat în mine un porc mistreț odată, deci am zis foarte bine, a intrat în mine, nu eu în el. Da, deci pe vremea când făceam extern undeva pe acolo, pe lângă Zalău, pur și simplu a intrat ceva în mine, nici nu am știut ce este, măcar mi-am doit toată bara, dar până dimineață își revenise, eram cu Fordul și mi-am dat seama după ce am pipăit. Am văzut că e ceva moaie și nu înțelegeam ce e. Am pus, am mirosit, am văzut că e foarte mult păr și am simțit miros de porc, de por. Și zic, dorecu că porc a fost, că nu a fost miel.
No, de asta zic că îți dai seama, dacă aș fi dat peste un porc bistreț, făceam varză tot. Dar el a intrat undeva în roată, în dreapta față acolo. Habar n-am ce s-a întâmplat cu el, nu știu. Dar de asta este foarte important să mergi destul de precaut pe timp de noapte. Întrebare, vulpea mănâncă iepuri? No, serios. Păi a trecut iepurele și după aia vine și vulpea. Dar iepurele s-au dus. Ia uite, 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 uite. Da, vezi foarte multe animale din astea sălbatice. Dar asta nu înțeleg, mănâncă iepuri? Că eu știam că îi plac găinușele. Serios, Vasile. Păi au trecut doi iepuri odată. I-au apucat să treacă. Am frânat. Vulpea a vrut să treacă și a zis, bă, nu mai trec. Bine, mă, dacă nu mai treci, nu mai treci. Dar tot pe acolo s-a dus după iepurea aia. E plin, mă, pe aici de animăluțe din astea sălbatice. Vulpi? Câte vrei. Trenuri? Nici de cum. O, e foarte important că, uite, sunt în câmp, da? Dar nu e că, domnule, nu opresc, că nu-i poliție și mă duc mai departe. Bă, dacă este stop, eu zic să oprești. Nu de alta, mă, dar poate mai vezi tu vreo vulpe. Păi da, nu? Serios, nu este de joacă cu stopul ăsta. Bă, nu știi când ai bifi. Poate venea cu un tren din ăla de... Știi că este ăla cu două vagoane, cu din astea, știi? Și poate a căzut atunci tensiunea sau cine știe, frate, ce se poate. Oprește-mă și uită-te. Bă, nu te costă nimic, adică e fix 3 secunde. Tot acolo ești. Mie știi când mi-a intrat în cap chestia asta cu stopul? Nu, ca să vezi, ca idee. Doar ce îmi lasem permisul și eu am luat în decembrie permisul și a nins un pic afară, am și fost la poliție acolo, mi-am luat zi dovada aia și pac, sus pe mașină. Eu știu că mergeam atunci cu un caddy din ăla vechi. Bă, băiatule, și era o intersecție nesemaforizată, nenimica, bineînțeles eu aveam stop. Și drumul cu prioritate era, mă rog, traversat cu mine, în sfârșit. Ideea care este, bă, băiatule, așa viteză am avut pe acolo, nu știu cât, îți dai seama. Ideea care este, eu nu am mai oprit la stop, pentru că mi-am dat seama dacă atunci o să calc frâna, sau, nu știam eu, cu trepte inferioare, cu n-aveam când să le fac, îți dai seama, eram în prima zi de conducere după examen. Și am trecut glonț prin intersecția aia. Vreau să spun că venea mașină și din stânga și din dreapta, dar nici nu aveam vizibilitate încât să evit sau... Bă, nimic! M-am dus drept! Vreau să zic că în secunda 2 m-am oprit. Eram mai alb decât este zăpada albă și mi-am dat seama că, de fapt, bă, acolo era stop și eu trebuia să opresc. De ce n-am oprit? Deci atunci am conștientizat stopul. Abia atunci. Dar pe nu, ce să facem? Decizit. Știi ce am mai întâlnit tot așa noaptea? Noaptea, mai ales că făceam extern, eu mergeam foarte mult pe naționale. Și treceam din Ungaria în Slovacia. Eu nu treceam nici pe Vama Mare, nici pe Vama Mică, până niște sate, în sfârșit. Și ieșeam undeva la Bratislava, acolo. Mult aveam de mers, 70-80 de gânsuri. Și umblam mult pe sate din astea, cei că-s părăsite, frate, fără lumini, un bec dacă ardea pe la farmacie, pe la astea, știi? Și acolo am întâlnit foarte multe animale din astea, cel puțin ciutele numesc. În sfârșit, sunt niște căprioare, dar mai mari, ca să zic așa, cu cerb, cu...
Bai de capul meu, foarte, foarte multe animale sălbatice am văzut și mi-am dat seama că, bă, de fapt este destul de primejdios, ca să zic așa, știi? Acolo tot așa, era o pădure, dacă n-au trecut într-o noapte vreo 30 de bucăți, dar mari, frate, mari, și un cerb din ăla, fai de mama, nici la grădina zoologică n-am văzut așa ceva. De asta zic, trebuie avut grijă.